Bună și bună să vă fie inima! Ne revedem din nou într-o nouă emisiune cu un subiect deosebit de incitant, anume timpul potrivit și urmărirea destinului. Numele meu este Adrian Cranta și în acest episod vom jalona elementele cele mai importante pentru a înțelege acest subiect și în special pentru a-l aplica în viața de toate zilele. Vom începe cu o întrebare interesantă, anume, ce este destinul? Destinul, soarta sau karma, este un program care acoperă o multitudine de rezolvări vis-a-vis de lucruri pe care noi nu le-am făcut, nu le-am achitat, nu le-am primit, nu le-am înțeles și nu am putut să facem acel salt al maturizării noastre în trecut. Cu alte cuvinte, destinul este o foaie de drum, un itinerar pe care noi trebuie să-l parcurgem. Scopul lui este ca noi să putem să ne maturizăm. Maturizarea este un proces în sine de durată, destul de dificil și de multe ori nu prea ai de ales. Trebuie să mergi în direcția spre care te împinge acest destin. Ce se înțelege prin cuvântul potrivit? Pentru că destinul cumulează toate lucrurile potrivite într-un tot unitar. Țara potrivită, religia potrivită, familia potrivită, comunitatea potrivită, oamenii potriviți, limba potrivită. Când noi vorbim de potrivit, vorbim de cheia de boltă a înțelepciunii. Dacă noi ne gândim cum s-ar traduce în limba greacă și am revenit apoi din nou în limba română, am vedea că potrivit, care în greacă vine din cuvântul smera, adică potriveală, potrivit, vom vedea că, practic, a fi un om smerit înseamnă a fi un om cu măsură. Un om care înțelege potriveala lucrurilor. Înțelege, așa cum se spune în popor, potriveala potrivelii. Uneori ești în situația în care cauți, în viață cauți. Și cauți. De multe ori te grăbești, de multe ori ai de-a face cu ceea ce se numește presiune socială, modă, trenduri, fashion. Absolut toate aceste lucruri te împing. Și bineînțeles, cei din comunitate, cei din mediul ambient care te forțează să înaintezi sau din contră, spun piedici. Toate acestea trebuie să îți dea de gândit și să te facă să înțelegi că această potriveală trebuie cultivată. De multe ori, când noi ne grăbim, după un timp regretăm. Alte ori, pur și simplu, suntem de lăsători și pierdem acel moment cheie și iar regretăm. Deci, cum ar trebui să facem ca noi să prindem exact acea potriveală? Zice că potriveala este ca și cum te trage ața. E ceva în tine care te face să înțelegi când să acționezi și când să stai liniștit. Dacă un om își însușește această noțiune a potrivelii, el poate să meargă la un nou pas, un nou nivel, anume să gândească la nivel mare și acel nivel mare să-l regăsească în cele mici. Plecând de la ideea clasică că ce e sus e și jos și invers, ce e mare e și mic și ce e mic e și mare, putem spune că a gândi la nivel mare, a înțelege partea de ansamblu și a regăsi acest ansamblu în fiecare dintre acele nivele mici care compun nivelul mare, înseamnă a putea să integrezi lucrurile noi, învățătura care vine în viața ta.
Spațiul și timpul, sau așa zisele tipsuri, de a ne controla mai ușor acțiunile. Așa cum spuneam, corelarea cu spațiul și corelarea cu timpul te ajută să înțelegi cum să dai naștere la potriveală. Când începem să studiem ceva nou, întotdeauna noi începem să acumulăm informații pentru a forma una, două sau mai multe baze de date. Odată ce noi am format aceste baze de date, începem să ne punem problema dacă avem nevoie de acel lucru sau nu, dacă este necesar sau nu. Dacă este necesar, atunci următoarea întrebare este dacă avem posibilitatea sau nu și dacă avem înțelegerea acelui lucru sau nu. Odată ce răspunsurile au ajuns la faza afirmativă, atunci noi putem să facem un pas înainte și să zicem da, l-am făcut. Mulți oameni se întreabă de ce apar bolile. De ce apar bolile, de ce apar necazurile, ce sunt ele și ce aduc ele. Bolile apar ca o alternativă la o altă situație urâtă, anume, există o vorbă în popor care spune că bolile sunt alternativa la nebunie. Adică, în loc ca omul să înnebunească, pur și simplu se îmbolnăvește. Boala e ceva mult mai lejer pentru că îți permite să realizezi care sunt cauzele pentru care te-ai îmbolnăvit. Uneori ne întrebăm, ce sunt necazurile? De ce apar ele? Ele apar pentru a mări nivelul de complexitate al percepției și acțiunilor noastre, pentru a ne scoate într-o anumită închistare în care stăm de mult timp. Deci, cumva, bolile ne salvează de nebunie și necazurile ne scot din așa zicele blocaje, închistări, acele situații în care ne cramponăm de ceva sau de cineva. Când oamenii înțeleg cum să accepte bolile și necazurile și cum să înțeleagă modul în care spațiul și timpul se corelează cu acțiunile lor vis-a-vis de puterea divină, atunci ei deja încep să înțeleagă că bolile sunt un mare ajutor și necazurile sunt un mare maturizator. De multe ori, dacă stăm și ne gândim, vom vedea că momentele grele din viața noastră au fost acele momente în care ne-am coborât cel mai adânc în interiorul nostru. Au fost acele momente în care, pur și simplu, ne-am putut concentra, focusa până la capăt. Dacă oamenii întreabă, și anume, că ei tot timpul se gândesc, eu vreau bucurie, vreau armonie, vreau să mă bucur, unii zic că vor să stea cu coada în apă, e ok, dar lucrurile acestea nu vor aduce maturitate. Pentru că dacă privim natura, o să vedem că întotdeauna plăcerea și durerea l-au pus împreună, ca o monedă cu două fețe diferite. A ocoli durerea, munca și a merge către plăcere nu poate să țină la infinit. Cumva, când îți vine nota de plată, te-a dărâmat. Dacă noi înțelegem cum să dezvoltăm această creativitate, adică înțelegem cum să ne bucurăm de drum și să nu ne cramponăm de capătul drumului, de ținta finală, atunci e ca și un muzician bun care cântă la chitară, la vioară, la un instrument muzical și un muzician bun este acela care este atent la spațiul dintre notele muzicale. Un muzician mediocru este acela care are grijă să
execută fiecare notă muzicală. O întrebare deosebită. Ce este creativitatea? Creativitatea este la modul cel mai direct bogăția reală a unui om. Noi intrăm și deja am intrat într-o perioadă în care o multitudine de meserii vor dispărea. Am intrat într-o perioadă în care foarte multe meserii vor fi înlocuite de roboți, de calculatoare, de inteligență artificială. O să mă întrebați care sunt acele meserii. Acele meserii sunt acele meserii care se raportează la un sistem de referință, la o legislație, la un cod anume și pun în balanță. Pun în balanță și în funcție de cum iese, ele decid. Este clar că oamenii în acest domeniu, cum ar fi avocatură, contabilitate, drept, toate acestea vor fi o amintire, pentru că totul se va rezolva prin intermediul inteligenței artificiale. Acum o să mă întrebați, ce este inteligența artificială? Inteligența artificială este un proces prin care un server este conectat la acțiunile oamenilor și aceste acțiuni ale oamenilor hrănesc acest server cu foarte multe date, informații, situații. Deci, putem spune că inteligența aceasta artificială se va dezvolta atâta timp cât acești factori de debitare a experiențelor vor fi. Dacă oamenii nu vor mai putea alimenta cu informații, cu experiențe, cu date, acest sistem de inteligență artificială nu se va mai putea dezvolta. Da, el va putea jongla și va putea dezvolta multe colateralități, dar toate acestea nu înseamnă decât o dezvoltare pe orizontală, nu o dezvoltare pe verticală. Când noi vorbim de creativitate, noi vorbim de soluția pentru a exista și în secolul viitor. Soluția prin care oamenii vor putea continua să lucreze. Roboții, da, pot face multe lucruri, poate într-un mod repetitiv, la un anume standard de calitate, dar ei nu se pot depăși. Adică, fără o bază de date, ei nu pot să upgradeze abordarea și partea concretă de updatarea muncii propriu-zise. Întrebarea cheie care se pune este când noi urmăm destinul. Noi urmăm destinul atunci când înțelegem conceptul de potriveală ca timp și spațiu. Noi ne străduim să urmăm destinul atunci când zi de zi ne gândim la acea programare extraordinară și anume că tot ceea ce nu este bun în viața noastră, tot ceea ce vine agresiv la adresa noastră, se transformă în capacitatea de a face lucruri potrivite în timp potrivit, în loc potrivit, cu oameni potriviți, pentru scopuri potrivite, autodesăvârșirii, bunăstării, vindecării, învățării, rafinării și transformării personale, familiale, sociale, financiare, spirituale, universale, aici și acum. Ori de câte ori noi folosim această mantră, acest mantran, noi ne străduim să urmăm destinul. Destinul este o acumulare a potrivelii pentru ca datoriile, ceea ce e de dat și ceea ce e de luat din trecut,
să ajungă într-o balanță perfectă. Ori de câte ori noi întârziem sau grăbim destinul, nu ne rupem de el. Și lucrurile astea încep încă de la momentul nașterii. Oameni care vor să grăbească destinul, aleg un alt moment în care copilul să se nască. Există un moment sortit în care copilul se naște. Dar, din multe motive, atât femeile care sunt însărcinate, cât și doctorii, aleg să schimbe acel moment al nașterii, acel moment al debutului în această viață. Deci, iată că uneori lucrurile se grăbesc și ne urcăm poate în alt tren decât trenul care trebuia să fie la linia 2 la o anumită oră. Dacă noi greșim orele, ne urcăm într-un alt teren care pleacă într-o altă direcție, având o altă finalitate. De aceea, timpul potrivit și urmărirea destinului are ca scop, această emisiune are ca scop să-l ajute pe om să înțeleagă că nu există cel mai bun, nu există cea mai bună, cea mai frumoasă, cel mai frumos. Există întotdeauna cel mai potrivit, cea mai potrivită pentru desăvârșirea noastră. Uneori ne tensionăm. Majoritatea problemelor de sănătate apar pe un fond psihosomatic, adică se referă la acea somatizare a unor tensiuni la nivel mental, la nivel emoțional, în plan fizic. Mai mult de 90% din boli sunt produsul acestor somatizări. Mi-aduc aminte când noi am învățat psihosomatică, atât în perioada când eram student la psihologie, cât și mai târziu la medicină. Și mai târziu și cu mult înainte, în diversele centre universitare din întreaga lume pe unde am fost, o noțiune foarte puternică era împinsă în față, anume că majoritatea bolilor pleacă din minte. Ceea ce rămâne, acel 10%, putem vorbi despre agenți patogeni sau parazitologie. Putem vorbi despre electrosmog, putem vorbi despre accidente, putem vorbi despre neglijențe, putem vorbi despre stil de viață. Ok. Și întrebarea cheie este, de ce oamenii au atât de multe probleme cu partea de somatizare? Răspuns. Din cauza lipsei unei practici spirituale. Oamenii sunt ca niște supercalculatoare care în fiecare zi, dimineața și seara, trebuie să facă acel proces de demult, de descandiscare, de fragmentare, cumva de reordonare a memoriilor interne. Acest lucru îl faci destul de ușor, prin relaxare, prin meditație, prin rugăciune, prin asumarea responsabilității și generarea iertării către toți și către toate și, în primul rând, către tine, relația cu Dumnezeu. Deci, atunci când omul practică, are loc o trecere de la karma la dharma.
Adică omul își ia, se responsabilizează, își ia acea foaie de parcurs și încearcă să ducă direct la elementele esențiale, fără a mai aștepta acele înflorituri din jur care ar fi permis omului să accepte lucrurile astea. Omul, prin practică, obține un grad mare de maturizare în care preia toate acele lucruri și le face în mod conștient. Și asta înseamnă a trece de la karma la dharma. Ori de câte ori oameni de știință se contrazic, noi oamenii ar trebui să fim atenți la ceea ce zice natura. Ori de câte ori noi trecem prin situații dificile, ar trebui să urmărim pulsul lucrurilor și să acționăm numai atunci când acel ceva din interior ne dă semnal, adică atunci când ne trage ața. Asta este o ghidare foarte directă. Eul superior face această ghidare foarte directă. De multe ori spune, chiar dacă tu consideri că mersul lucrurilor este acesta, nu face lucrul ăsta. Încearcă o altă abordare. Încearcă toate aceste cunoștințe pe care le-ai preluat până acum să le folosești dintr-un alt punct de vedere. Poate un an, poate doi, poate trei. Noi nu înțelegem ce se întâmplă. Dar la un moment dat apare o situație dificilă sau o situație de criză sau schimbări planetare din punct de vedere social, economic, spiritual, care vor scoate în evidență necesitatea de a-ți asculta instinctul interior, adică de a urma calea acelei potriveli și a nu urma calea turmei. Ori de câte ori noi traversăm o criză existențială sau o criză socială sau o criză planetară, are loc o cernere a lucrurilor, are loc o filtrare a lucrurilor reale de cele nereale. Cum s-ar spune, are loc o alegere, o selecție, ca atunci când se par grâu de neghină. Și lucrurile acestea sunt redate în Biblie, sunt redate într-o mulțime de cărți sfinte și chiar cărți prin care se vorbește despre diverse profeții. Nu e nimic nou. Dacă noi privim lucrurile în ultimii 15-30 de ani, vom vedea că toate lucrurile acestea au fost spuse. Doar că noi n-am fost atenți. Deci, odată ce noi înțelegem această situație de criză, înțelegem că criza este acel moment extraordinar, într-un spațiu extraordinar, cu niște jucători extraordinari, care hotărăsc într-o dată să renunțe la toate lucrurile din trecut și să înceapă o abordare nouă în viața lor. Blocajele din trecut, traumatismele din trecut, condiționările din trecut, toate acele valuri de neîmpliniri, de nerealizări, toate acestea pot fi lăsate să se ducă departe, iar omul poate să aibă o nouă viziune, un nou mod de a înțelege lucrurile, de a demara, de a pleca, de a urca. Adică, cu alte cuvinte, are loc o trecere de la orizontală la verticală, o creștere pe verticală. Cât de mult vor crește oamenii pe verticală? Atât cât le permite baza de cunoștințe, de
abilități și îndemânări căpătate până în momentul în care s-au hotărât să crească pe verticală. Și atâta timp cât ei au un scop clar, bine definit, acesta le va pune la îndemână mijloacele prin care să se atingă scopul. Pentru că odată ce își definitivezi un scop, este deschiderea unei căi, unui drum cel mai direct de a te salva pe tine din acea inerție în care poți să piți. Și mai mult decât atât, ai nevoie să lucrezi cu comparații, dar nu e nevoie să te compari pe tine cu altcineva. Ai nevoie să te compari pe tine cu cel de ieri, cel de-al altăr, cu cel de acum 20 de ani, cel de acum 30, 40, 50, 60 de ani. Comparându-te și uitându-te din zalon în zalon la modul cum te-ai simțit mental, emoțional, instinctual, vei vedea că de-a lungul timpului lucrurile s-au optimizat extraordinar de bine. Există ceva care creează probleme, este frica de necunoscut. Este frica de a-ți asuma responsabilitatea. Este frica de a pierde din vedere linia țărmului de unde pleci. Este frica de a descoperi un nou țărm, o nouă existență, o nouă cunoaștere, un nou mod de a trăi. De aceea este important să te evaluezi mereu și mereu. Adică să ai mereu o situație corectă despre tine. Când un om se caută de ceva, el se caută pe el. La un moment dat începe să se regăsească mental, emoțional, sexual, spiritual, social, se regăsește familial. Odată ce el începe să se regăsească, începe să se completeze. Uneori oamenii se caută mereu în oglindă să se vadă pe ei. E un pas. Alteori ei se caută în interiorul lor să se simtă pe ei. Este un alt pas. Și alteori își urmăresc acel itinerar care în psihologie se numește râul vieții. Acest râu al vieții este important. Imaginați-vă o linie de mijloc care ar însemna ecuatorul 0 și deasupra plus 10 și dedesubt minus 10. Acest plus și minus arată nivelul cu care ai trăit acele evenimente prin care ai trecut. Linia orizontală o vom sectoriza cu câți ani avem. Și ne vom întreba mereu și mereu, cum a fost nașterea noastră? A fost așteptată? Da? Nu? Și vom putea da o notă pozitivă sau negativă? Cum a fost primul an de viață? Al doilea an de viață? Al treilea, al zecelea, al douăzecelea, al cincizecelea, al șaizecelea, al optzecelea an de viață? Cum am mers, cum ne-am dus, cum am urcat, cum am depășit toate acele evenimente? Veți observa că de multe ori conceptul că aș dus-o rău, că a fost greu, că lucrurile n-au fost bune cu dumneavoastră, veți observa că toate acestea sunt doar păreri subiective. Nu sunt lucruri reale. În momentul în care ți-ai făcut acest râu al vieții și te uiți pe hârtie și vezi
Care parte a foii este mai plină de evenimente? Cea de jos sau cea de sus? În 98% din cazuri, cea de sus este dominantă. De aceea noi ar trebui să fim recunoscători cui aceste învățături de a căuta lucrurile potrivite, timpul potrivit, oamenii potriviți, scopul potrivit, destinația potrivită dezvoltării noastre. Pentru că numai prin potriveală poți să îți respecti acea foaie de drum numită karmă, destin sau soartă. Dacă urmezi această potriveală, atunci în viața ta, clar, dispare această problemă cu spiritul de turmă. Mulți oameni stau și trăiesc într-o expectativă, în sensul că ei zic, a, dacă fac mantra cu tare, dacă eu declar lucrul cu tare, se va realiza. Nu. Pentru că, indiferent ce vrei tu, este un vis. Acest vis necesită un bagaj enorm de înțelegere. Cu cât nivelul de înțelegere e mai mare, cu atât nivelul de energie este mai mare. Nu poți avea înțelegere fără a avea energie. De multe ori poți avea energie, dar nu poți stăpâni decât în limita înțelegerii. Când copiii sunt tineri, când oamenii sunt tineri, au multă energie. Numai că neavând înțelegerea ei și neînțelegând ce să facă cu ea, o dau afară, prin diverse forme. Dar pe măsură ce noi investim energie în înțelegere, noi putem de fapt să investim energie în capacitatea de a dezvolta înțelegerea, modul în care noi putem păstra energia, să o putem gestiona, să o putem reinvesti. Deci, lucrul acesta presupune acea suma, acea individualitate care te caracterizează. Lucrul acesta presupune a nu mai te lăsa mânat de turmă, această presiune socială care o simți venind într-o parte sau dintr-alta. Deci, există o vorbă frumoasă care spune ca să poți să realizezi această presiune socială, zice, gândește de 9 ori și acționează a 10 ore. Deci, iată că un pas teribil pe care noi îl putem face pentru evoluția noastră este să urmăm această filozofie a potrivelii. Prin a urmări această potriveală, noi urmărim, de fapt, foaia de parcurs, foaia destinului, soarta, karma, cum vreți să-i spuneți. Dacă noi înțelegem acest lucru, atunci este super ok. Pentru că altfel vom alerga după multe chimere, dar noi nu vom înțelege că ele nu ne hrănesc, ele ne slăbesc și noi nu putem evolua. Omul e ca pomul. Pe măsură ce el crește, ar trebui ca rădăcinile lui să fie din ce în ce mai adânci. Corona lui, corona cunoașterii să fie din ce în ce mai mare. Pe cât de adânci sunt rădăcinile, pe atât de elaborate sunt aceste părți ale coroanei. Omul este ca vinul. Pe măsură ce trece timpul, ar trebui să fie mai savuros, mai gustos, mai unic. Omul este de fapt o lumină captivă într-un vas. Atâta timp cât poate să lumineze acest vas,
luminează uniunea dintre formă și substanță. Odată ce nu mai poate lumina, vasul se va sparge, lumina va pleca. Deci, alegeți-vă întotdeauna 5 minute pentru dumneavoastră în care să puteți să vă faceți ordine în viață, ordine în lucruri, ordine în gândire, ordine în emoții. 5 minute în care vă aparțineți. 5 minute în care sunteți doar cu dumneavoastră. Dacă faceți lucrul ăsta dimineața și seara, înainte de a vă ruga, pur și simplu, adunați-vă, fiți doar dumneavoastră cu dumneavoastră. O să vedeți cum viața se va schimba. Noi auzim mereu de tot felul de povești de dezvoltare personală, unele SF, factorul de atracție și așa mai departe. Dar așa cum am spus în multe emisiuni făcute până acum, este o întreagă tehnologie, nu este doar gata, nu mai muncesc, nu mai fac efort, nu mai fac nimic, doar spun gata, acest lucru mi-aparține și se întâmplă. Lucrurile nu funcționează așa. Este nevoie de energie care să susțină acel vis și să-l materializeze. De aceea spun că această fuziune între energie și vis este a înțelege filozofia lucrului potrivit, vieții potrivite, acțiunilor potrivite, modul în care noi ne creștem pe noi într-un mod potrivit. Ca și concluzii, am vorbit despre destin și am spus că destinul este foaia de parcurs. Am vorbit despre faptul că calea cea mai directă de a-ți urma destinul este potriveala sau ceea ce se spune și în creștinism, a fi un om smerit și nu numai în creștinism, în toate marile religii ale lumii. Smera potrivit. A face lucrurile cu măsură potrivită pentru tine. Nici prea mult, nici prea puțin. A gândi la nivel mare și a regăsi acel nivel mare în cele mici. A înțelege că spațiul și timpul sunt acordate cu această potriveală și asta formează acel tip, acel shortcut prin care noi putem controla mult mai ușor acțiunile noastre. Am vorbit despre boli și faptul că bolile sunt o alternativă la nebunia care poate să vină în viața unui om. Și necazurile sunt acel spațiu-timp și acțiune în care conștiința noastră este pusă să se adâncească în ea și să ajungă la un nivel de interiorizare extraordinar în care se poate să producă acea transformare. Am vorbit despre creativitate și am spus că creativitatea este meseria de mâine, este meseria viitorului. Și am vorbit despre faptul că un muzician bun este atent la spațiul dintre note. Unul mediocru vânează doar notele. Am spus că noi urmăm destinul atâta timp cât urmăm această cale a potrivelii. Și am spus că de multe ori oamenii când întârzie sau grăbesc un destin, se rup, se desprind de la acea foaie de parcurs, de la acea potriveală a potrivelii care putea să le încheie socotelile într-un mod pozitiv, bun, să se maturizeze. Am spus că a urma o practică înseamnă a fi suficient de matur să te asumi că poți să treci de la obligație la responsabilitate, de la a te lăsa obligat la a te face responsabil, de la karma la dharma. Am spus că când omenirea traversează situații dificile, schimbări planetare, când
mai mari oamenilor se contrazic și se luptă. Oamenii care urmează calea naturii ar trebui să asculte natura, să vadă cum a procedat ea, cum, care este soluția cea mai potrivită găsită de ea. A spus că atâta timp cât îți urmezi un scop, este foarte greu să fii dat deoparte de pe drumul pe care mergi. Odată ce ai descoperit scopul, toate instrumentele prin care poți să-l atingi apar și se etalează în fața ta. Scopul este cel mai direct mod de a te salva. Și pentru a fi mereu aici și acum, trebuie să te evaluezi mereu și mereu. Să te cauți de sănătate. Conceptul de sănătate nu înseamnă lipsa durerii. Conceptul de sănătate este un concept de optimizare dinamică a noastră. Și am vorbit că atunci când te cauți și te aduci în prezent și îți dezvolți acest simț al potrivirii, al potrivelii, capești capacitatea de a-ți urma instinctul, a-ți urma foaia de parcurs, a-ți urma destinul și a nu te lăsa mânat de turmă, de presiunea socială. Și am spus că e bine să gândești de 9 ori și să acționezi a 10-a oară. Pentru această întâlnire este suficient. Până când ne vom revedea data viitoare, vă doresc tot ce e mai bun, tot ceea ce viața are să vă ofere mai bun și mai potrivit pentru dumneavoastră. Numai bine!